Evaluarea națională 2019 se apropie cu pași repezi, iar conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj a stabilit deja unde vor fi organizate centrele de examinare. În vederea susținerii examenului de evaluare națională, sesiunea 2019, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dolj s-au stabilit 157 de centre de examen. În aceste 157 de centre de examen, urmând să susțină examenul de evaluare națională, 5.349 elevi. Potrivit calendarului de desfășurare a evaluării naționale, care este anexă la Ordinul de Ministru 4.813 din 29.08.2018, înscrierile la evaluarea națională se vor desfășura în perioada 3-7 iunie. Data de 7 iunie, elevii de clasa 9-8 urmând să încheie cursurile. Examenul scris la limba și literatura română se va desfășura pe 18 iunie, matematică 20 iunie, afișarea rezultatelor inițiale înainte de contestații 25 iunie, afișarea rezultatelor finale după contestație pe data de 29 iunie. Cei mai mulți elevi provin de la școala gimnazială din Filiaș și de la Colegiul Național Frații Buzești, iar la polul opus se află candidații înregistrați la școala gimnazială din comuna Gogoșu și la școala gimnazială Eufrosina Popescu din Botoșești, Paia.